Un focar de infecție în colectivitate cu virusul SARS-CoV-2 cu numai puțin de 24 de cazuri a fost declarat la Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru tinerii cu dizabilități din localitatea Șimian în urmă cu două săptămâni. Astăzi, după testarea centrului, alte 34 de persoane din instituție au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Situație îngrijorătoare în centrul de îngrijire, asistență și sprijin pentru tinerii cu dizabilități din localitatea Șimian. Direcția de Sănătate Publică a declarat din nou focar de COVID-19 după ce, în urma ultimei testări, mai multe persoane din cadrul instituției au fost confirmate pozitiv. Este vorba de 34 de oameni, dintre care 10 sunt din rândul angajaților și 24 sunt beneficiari. 44 de beneficiari se află în total în centrul de îngrijire, asistență și sprijin pentru tinerii cu dizabilități. Dintre aceștia, în urmă cu două săptămâni, 19 au fost confirmați pozitiv, 8 dintre ei având vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, iar 11 având vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani. De asemenea, 5 angajați au fost afectați în acel moment. Se pare că Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian este din nou lovită de COVID-19. Ancheta epidemiologică este în curs de derulare.